Accidentul s-a produs pe drumul dintre Drobeta, Turnu Severin și Motru. Pe carosabil umed, într-o zonă periculoasă, șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, fie din cauza vitezei, fie pentru că nu era atent la drum și a intrat pe sensul opus. Unul dintre pasagerii aflați în autoturismul, care circula regulamentar din sens opus, spune că s-a trezit pur și simplu cu microbuzul care intră în ei. Ne-am trezit cu el în noi, efectiv, nu nimic, nu frână, nu nimic, absolut nimic. A pierdut controlul? Da, eu cred că mașina merge singură, că eu n-am văzut nimic, secunde e șoferul, se dă și până lui, pui măcin jos. Nimic, ne-am trezit cu el în noi. 4 persoane au fost rănite în impactul deosebit de violent. Unul dintre adolescenții care se afla în autoturism a rămas blocat în mașină și a fost extras de echipajul de la descarcerare. Este în comă și a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Județean Craiova. După descarcerare a fost predată echipajului SMURD, toate cele 4 victime fiind transportate la UPI. Polițiștii vor continua ancheta pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs accidentul, iar șoferul vinovat se va alege cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.